Salut! Eu sunt Robert și astăzi vom vorbi despre tatuaje. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost în număr atât de mare la primul vlog. Sincer, chiar nu mă așteptam să fiți atât de mulți, având în vedere că abia m-am apucat de vlog și sper din suflet și ca acest episod să vă placă la fel de mult. V-am spus că o să vorbim astăzi despre povestea tatuajelor mele. Tot am primit întrebări legate de genul de ce te-ai tatuat, dacă significă ceva, care au fost cele mai dureroase zone unde te-ai tatuat și câte au costat tatuaje. Primul meu tatuaj a fost pe antebrațul drept, deoarece în trecut am suferit o operație și rămăsesem cu un semn foarte urât. O să încerc să vă și arăt și tatuajul și semnul. Și dacă o să vedeți foarte, foarte bine. Acesta este tatuajul de un înger și aici este semnul. Aici am avut operația. Deci de aici până aici. Am o sensație răsputin să zic de aici până aici, dar... Da, cam așa a pornit nebunia mea cu tatuajele, mai mult în cauza complexului, că pentru mine era un complex, mă simțeam bine deloc în pielea mea când îl vedeam și am încercat o felul de creme minune, vedeam pe la televizor, pe net, că e o cremă și îți vindecă orice cicatrice ai avea. Mi-am cumpărat și crema, ce credeți, mă dădeam zi de zi, o săptămână întreagă, puteam și dădeam degeaba. Mintea mea era că gata, am luat crema, a doua zi mă dau, dispare și cicatricea, dispare și mâna și devin Superman, dar ce credeți, nu era așa și am fost nevoit să mă tatuez. După ce am venit acasă cu tatuajul și m-au văzut toți amicii mei, până și familia mea, au început să mă judece, să-mi spună, bă, de ce te-ai tatuat, o să ajungi un pușcăriaș, ce o să faci cu viața ta, nu mai te angajează nimeni, ce ai făcut, nu mai dăm de mâncare, nu mai mănânci, asta nu se prinde mama. Și da, am fost supus unor vorbe foarte urâte. Cred că și voi care vă uitați acum la mine și tatuați, cred că la început de drum la fel, voi până aceeași mentalitate, până aceleași chestii. Dar pe mine, nu știu, m-au întărit chestiile astea, mi-au continuat drumul să mă tatuez mai mult. Atunci cred că am descoperit o pasiune a mea. Eu încă nu știam, eu primul tatuaj l-am făcut pentru a-mi acoperi semnul, nu mă gândeam eu cum să am atâtea tatuaje. Dar făcându-mi acest tatuaj și acest înger, făcându-mi cu gândul ca să uită tot trecutul meu, toate problemele pe care le-am avut, nu mai ajungeam în fotbalist, mi-a dispărut visul. Această chestie pe mine m-a făcut să uit, să nu mai gândesc la ce nu am putut să reușesc în viață și să mă gândesc la ce voi reuși în viață pe viitor. Și în momentul de față sunt oameni care sigur mă vor judeca, probabil că și care vă uitați acum la mine și aveți tatuaje, chit că aveți un tatuaj sau două, sigur o să mă înțelegeți perfect, dar mă bucur că sunt mult mai mulți oameni care sunt deschiși la minte, chiar dacă ai tatuaje, piercing-uri sau nu știu, ești mai extravagant, te acceptă și chiar te ajută să îți găsești un rost în viață. Să vă spun despre cea mai dureroasă zonă de tatuaje. Pentru mine personal a fost pe picior. M-am tatuat recent pe picior. Am în plan ca anul acesta să mă tatuez tot piciorul și am ajuns până la genunchi. Credeți-mă că pe tibie m-au durut și astea, pe mâini, pe gât, pe abdomen, dar durerea pe care am avut-o pe tibie m-a făcut să uită toate celelalte dureri. Adică, pur și simplu eram la tatuaj, mă tatua și îmi făcea piciorul cam așa. Deci așa îmi făcea piciorul, am rezistat că asta am ales să fac, doar că am rezistat cu greu. Cam așa a început și povestea tatuajelor mele. De la un simplu complex pe care l-am avut, am decis să continui cu ce am început, continui cu tatuajele, să-mi leg mesajele, fac o poveste a mea personală, pentru că acum sunt aproape full body, adică am brațele, am pieptul, am pe abdomen, urmează să-mi fac piciorul și fiecare mesaj care îl fac, de exemplu motivation, dedication, passion, positive, dreaming, sunt făcute pentru mine și pentru a mă motiva viața de zi cu zi și a nu uita că orice e posibil și că dacă faci ceva pentru tine și pentru visul tău, cu siguranță va deveni realitate și asta încerc să fac acum în momentul de față. Sper ca să reușesc să vă motivez și pe voi să credeți că orice este posibil și să, nu știu, să uitați de judecata oamenilor dacă ai tatuaje sau dacă ești într-un fel, să nu puneți la suflet tot ce spun ceilalți, că și eu am pus destul și am trecut pe multe când cu tatuajele. Acum vreau să mă lăsați în comentarii dacă și vouă vă plac tatuajele sau dacă și voi ați trecut prin ce am trecut și eu sau dacă v-ați regăsit vreun pic în povestea mea legată de tatuaje. Chiar sunt curios să aflu și sunt curios să ne cunoaștem mai bine. Și nu uitați să îmi dați un subscribe și un like dacă chiar v-a plăcut acest video. Și vă doresc numai bine și o să ne auzim în episodul următor.